În cadrul evenimentului de transmitere a lotului de peste 230.000 de doze de vaccin Moderna, autoritățile din medicină și-au manifestat speranța că diversificarea tipurilor de ser anticovid va spori rata de imunizare în rândul populației din țară. Potrivit datelor oferite de Ministerul Sănătății, la 10 luni de la demararea campaniei naționale de vaccinare, mai puțin de 30% de moldoveni au ales să-și administreze vaccinul. Republica Moldova a recepționat peste 2 milioane de doze de vaccin, circa o treime din aceștia, aproape 30%, au fost recepționate de țara noastră prin intermediul platformei COVAX. Totodată, Franța a fost prima țară care a donat surplusul de vaccin împotriva COVID-19 către acest mecanism, către platforma COVAX. Și astăzi, de fapt, asistăm la acest gest continuu de solidarizare din partea Franței în adresa țărilor care au nevoie de acest suport. Aujourd'hui, la Moldavie reçoit 230.400 doses de vaccin Moderna. Nous exprimons notre solidarité avec la République de Moldavie et ce don fait partie d'un engagement beaucoup plus important décidé par le président de la République. Et cet engagement est de donner d'ici le milieu de l'année prochaine, 2022, 120 millions de doses de vaccins. Jusqu'à présent, nous en avons donné 73 millions. Nous espérons ainsi que les pays qui reçoivent nos dons. Subliniem că cele peste 200.000 de doze urmează să ajungă în centrele de sănătate publică din întreaga țară și pot fi administrate atât în cadrul schemei complete, cât și în calitate de doză booster.